venit la un nou demo în Har Caraibe, în Caribbean, un joc despre pirați cu pirați în Caraibe, produs și publicat de studioul Snowbird Games. Este bazat, desigur, pe Mountain Blade, dar că au modificat destul de multe chestii. Spre exemplu, nu mai sunt compatibile salvările mele vechi de când am făcut ultimul demo, așa că luăm salvarea mai recentă și sper să ne ia crash. N-au schimbat, setările video sunt aceleași care sunt din Warband și până acum, așa că nu mai trec prin ele iar. Ce am observat până acum la joc? Au schimbat multe, deci au schimbat foarte multe. Uitați-vă acum la hartă. Harta nu arta așa. Deci harta era mult mai Mountain Blade-ish pe vremuri, adică era mult mai... Pot să mă colo. Era mult mai similară cu cea din Mountain Blade, adică era mai... Părțile de teren erau ceva mai mari, de te simțeai de parcă era mai mult teren decât apă, deși erau cam ok ca mărime, doar că apa fiind mai multă și mai întinsă era mai greu de văzut, pentru că... Ce vreau să spun era că zooming nu era mai bun de atâta, sau doar erau mai mari părțile de pământ, oricum nu contează prea mult asta. Fapt, contează pentru că acum îți dă impresia că este mai mult un joc de navigat. Și în mare parte este. Au lucrat foarte mult la alfaje ceva mai... Maracaibo, wow! Ții minte că veneam pe aici în Sid Meier's Pirates. Tot încercam să cuceresc ăsta și Santa Marta. Santa Marta era mereu o problemă pentru că venea vântul mereu din partea asta. Adică vântul nu se ducea invers ca să poți să atac Santa Marta cum trebuie. Se poate Maracaibo. Oricum, vântul era cam bizar în jocul ăla, vedea într-o singură direcție. Oricum, ce mai este o variantă mai bună a jocului decât era în demonstrația anterioară, de acum aproape un an de zile, nu chiar un an, câteva luni. O să încerc să vă arăt exact cât de bine merge acum. Prin atacarea... Atac pirații ăștia... Ok, atac pirații ăștia. Nu vreau ca să-i supăr de tot. Ok, cineva este atacat... Hai că-l prind, în viteză 10, hai că-l prind, în viteză 10, hai că viteză 10, hai că putem. Hai că începem acest demo de la așa, începem direct cu lupte. Iau două nave, eu am trei. Pentru că am mai jucat anterior și am trei nave. Nu sunt trei nave într-o stare foarte bună, dar e ok, cred că este ok. Ok, nava mea e puțin cam damblagită, adică sper să nu se scufunde. Grafic, iarăși nu este... sincer... Anumite screenshot-uri din Void Century Online arătau ceva mai bine măcar în aspectul de apă. Chestia cu zoom-in-ul cam au rezolvat acum. Zoom-in și zoom-out este pe scroll. Miști camera pe vertical ca să faci zoom-in, zoom-out. Pe orizontal este standard, adică funcționează la fel. Ar trebui ca să pun pe ăștia ca să meargă mai în față totuși și o să încetinesc. Ce trebuia să se vadă era acum cum pânzele se retrăgeau, dar văd că nu mai face asta. Ok, acum a făcut-o. De obicei, sau trebuiau ca să se retragă așa gradual, una câte una, până când se retrag toate. Adică nu așa spontan. Abia la final, acum, cum a făcut. Adică are o întârziere acolo. Haide. Înaintați și voi. Asta e pe care l-am capturat. Deci poți să capturezi nave. Chiar îmi place că poți să capturezi nave. E ceva foarte util. În special util este și chestia asta cu viteză triplă de mers. Nu știu dacă să accelerez acum totuși. Așa. Acum că m-au ajuns din urmă. Este chiar rapid, micuțu. Ok, nu chiar atât de rapid. Mergi mai încet. O critică pe care aș avea-o până acum la sistemul de combat. De ce te-ai oprit? Pentru că am mers prea încet. Este că tot e cam arcade și e cam rapid. Navele se învârt, se mișcă cam... Să încercăm cam voi să încerc online. La navea tocmai realism, dar măcar navele care erau mari se mișcau lent. Și ce cam aceeași chestie, adică nu se vor mișca toate la aceeași viteză. Pot să capturez cumva. Așa, ok. Hai să-i atacăm pe ăștia. Ceva ce nu-mi place până acum și o să revin la asta de neată ce terminăm acest abordaj este modul în care funcționează trasul cu tunurile. Exact, ai cam ciuciu feedback să vezi exact ce ai lovit și cum. Unde v-ați dus cu toți? Ați picat în apă? Ok. Hai vedem cu acei.
Headshot, ok, nu cred că l-am omorât eu. Ai încarcă... Ok, am urmă pe toți deja. Deci au picat toți rapid. Păi ce ca astea? Deci poți să te cațări, vezi? N-are animații decât țărat, pentru că e... Nu cred că... M-am tâmplăit de avea cățărare. Mai țin minte asta cu siguranță dacă avea. E frumoasă chestia. Adică e la fel ca... Dacă aș avea o pușcă, practic, puteam să stau acolo sus, să trag în ei. Adică e o soluție sau o arbaletă sau ceva. Ok, textura de la... Sau, nu textura, dar... Pânza asta chiar arată bine, arată ok. Până acum vreau... ok, să-i jefuiesc. Bent Blunderbuss, eu acum înceam. Am 32 damage, 52, da, ok, luăm ăsta. Luăm ăsta că e mult mai bun, mult mai bun. Avem niște bocanci. N-am furat chestii prea interesante în ultima vreme. Niște pălării. Adică smuggler și pirați nu sunt aparent cei mai bogați oameni din lume. Ce ar fi crezut asta? Dar putem ca să le jefuim... Să le furăm cargoul, bunurile de comerț care le aveau, aveau banane, aveau fructe de fapt, pește n-au mâncare, ok. Hai dăm scadă, că nu vreau ca să am încă una la bord. Ok, și acum cu asta o să fie probleme, dacă mă lovește o dată, cred că o să cam, ok, încă mă reîncarc, așa că o să am ceva probleme. Guns not loaded, dar pot să-l abordez și pe ăsta. N-avea mai puțin cam șupre, dar așa că nu vreau ca să intru în luptă cu tunuri momentan. O să o repar și o să intrem iar într-o bătălie mai interesantă. Ok, hai să cobor. Jump onto enemy ship. N-am mai șcat de mult, m-am tămâit, așa că sunt cam rucini la sistemul de luptă. Dar văd că mă descurc. Am dat pe un nivel mai ușor de dificultate. Aici și asta foarte mult. Ok, unul luat. Ala crăpat. Ia și tu în junghetură. Ok, l-am pușcat. Super, perfect, victorie. Nu, dar nu mă pot retrage pentru că au murit toți. Bun, battle one. Un chip Red Dragoon Cap. Eu luăm asta. Eu luăm tot și vinem apoi ce putem la port. Dan. Aveau dice, sunt utile. Nu știu exact ce preț au, o să vedem. Avem pește. Pește și corbiu sunt mâncare. Dacă ai mâncare mai variată, vor fi mai bucuroși ăștia. Was scuttled by her crew. Ok. Poți să... Când le scufunzi, apar aceste chestii pe care le poți lua într-un timp limitat, dar credeam că jefuise deja tot ce era pe ea. Și de asemenea, mai pot să-i capturez pe ăștia, dacă ajungi la timp. Și când ești din luptă, ok, corn beef luat, lumber... Parcă jefuisem tot ce era acolo, adică care-i treaba? What's the deal? Ok, aparent nu luasem totul, cred că fusem eu aiurea. Ok, nu cred că mai am cum să mă întorc ca să iau aia, că e cam departe. You win the battle. Am primit puțin piștar, niște renown și probabil, nu, n-am mai luat prizonier. Ok, hai înapoi la Petit Grove. Ce-mi place că dacă dau click pe teren, adică pe insulă, se va duce automat la cel mai apropiat port de locul în care am dat click. Adică se va duce la Petit Grove. Și acum s-a blocat pentru că în fiecare dimineață va trebui ca să facă un update masiv de informații cu prețul și astea și durează cam mult. Cred că e de la șoc asta, nu știu cu siguranță, pentru că seara PC-ul meu tine să meargă ceva mai lent și... Da, adică să stau un restart... Mă cam simt restarturile. Până nu iau și un SSD, o să mă cam super restarturile. Hai, intră în port. Wow, s-a blocat, ok, bun. Au schimbat total grafica porturilor. Deci nu mai poți să te plimbi prin ele, ai asta în schimb. Exact chestia asta. Ți arată aici exact ce are acest port în componența sa. Are cattle pastures, adică pajiști de mâncat, de pășuni. Ai pescării, ai... orice ard pepiniere, câmpuri de grâne, de diganja, man! E Caribbean, man! Cum să nu avem diganja de cânepă? A fost chiar sigla de la... Cum, avem natricolor, vai, avem mine de sare, avem producători de frânghie, jewelry, avem brewer și avem un butcher. Avem un hand, avem stables, avem o fântână pe aici, pe undeva, în cazul în care eu știu, avem incendii sau pentru a sedi. Și avem opțiunea când vom fi ceva mai prietenoși cu locul ăsta sau când o să avem salturi gratuite pentru a putea construi, o să putem ca să extindem infrastructura prin diverse fabrici.
cum ar fi o croitorie, asta este o distilerie și multe altele. Ai alte opțiuni pe aici, cum ar fi acest message board. Asta chiar îmi place. Asta mi amintește foarte mult de X2 de Threat. Că avea exact aceeași chestie cu BBS-urile alea, care nu era un X3, dar era bine că era un X3, că erau superbe în X2. Adoram chestiile la X2. Ți arăta așa informații, știri, era și o loterie. Parcă câștigați mod la ea în un an de joacă. Pot să iau U. Take Kingdom of France offers to join its rank. Ok, aș putea ca să devin francez. Acum sunt practic neutru, așa că pot să fac cam ce vreau. Am o misiune, trebuie ca să... în interior trebuie ca să vânez 5 bande de bandiți. Am avut anterior o misiune care mă punea ca să vânez niște smugglers, tot 5. Văd că sunt cam obsedați cu numărul ăsta 5, așa că sper să n-aibă nu neapărat toate misiunile de genul ăsta, să omoare 5 de ăștia, omoare 5 de ăștia, iar ăștia, asta sunt doar misiunile secundare. Cea principală este pe undeva printr-un port alăturat. E vorba, nu mai este vorba de o comoară veche a lui Flynn, cum era ăla din demo, ci e vorba de maiaj, de matematică și de altele. Poate o să ajungem pe acolo. Asta are nevoie de capable delivering. Caută negustor, cineva care să trimită, să transporte niște lemn. Să caută mercenari. Nu, poți să angajezi mercenari. Wow, ok, bun, pot să fac multe chestii aici. Dar nu vom face momentan nimic aici. Robber on the loose, reward, 1000 piștari. Problem robbery growing applications. Să eliminăm 5 robbers. Ok, nu. Vreau mai întâi ca să vând navele pe care le-am furat. Le-am, nu neapărat furat, le-am redistribuit, că e vorba totuși de... Wow, cât mă costă reparațiile la astea. Bam! Sell. O, sfinte, zis, oi, cât mă costă reparațiile, trebuie să fiu mai atent cu asta. Eram bogat la începutul jocului, adică începeam cu vreo 20.000 de piștare, acum am mai nimica. Ok, leave. Sper că nu cumva... Așa, să avem un echipaj mai mare. Sper că nu cumva să fi vândut și cargoul care era pe navele pe care l-am vândut. Așa că acum ne ducem la piață. Asta nu este piața, am uitat. Dar putem să vinem aici tâmpenile pe care le-am adunat. Asta, asta. Aș putea ca să-i vând totul chiar, dar ai vând totul. La neba cu ordinea. 6 de piștari, au nimica toată. Ce armură fistică e asta are. Poate asta am și eu. A mea e chiar mai bună și 450 serios. Am pus skill în trading și atam de. Oameni, francezii ăștia n-au onoare. Ok, hai să vinem acum angro chestiile astea. Robs, ok, a noastră sunt ale lui. Ok, vindem. Vine arme, negustor de arme ne numim. Furniture, da, mobilă, să vine mobilă. Carnea, aș vrea să o păstrez pentru că aia o mâncăm. Grain, corn beef. Fructe. Peștele parcă e mai scump. Și carnea, parcă n-aș vrea să o vând pentru că putem să o mâncăm pe aia. Și dacă nu merge bine cu pirateria, măcar să avem mâncare. Ok, neapărat asta. Da, să mă duc. Am uitat. Am foarte mulți prizonieri la mine. Așa cum să-i vând în sclavie cuiva care era la această tavernă. E cam sistemul, e principiul Mountain Blade, principiul lui Elite, principiul lui X, principiul acelora jocuri pe care a fost construit și Pirates, doar că Pirates era cu pirați și avea dueluri cu săbii. Puteam înșor că am dat click, dar văd că n-am dat click. Jocul se încarcă oarecum greu, iarăși cred că e de la el, ar putea fi și de la PC-ul meu. A durat cam mult randarea emisiunii anterioare. De obicei face asta din când în când seara. Unde-i sclavagiu? Slaver-ul. Te pomenești că m-a abandonat. Când aveam nevoie de el, a plecat. Aș putea să vorbesc cu ăsta ca să vând niște... De la el am cumpărat scutul ăsta cu vreo 2000 de piștari. Acum, da, vreo 3000 de fapt, că sunt banii mei.
Dar nu mai este tipul care îmi permite ca să vând. Am nevoie să angajez un capitan. Buy every manager. Un capitan. Pot să găsesc un capitan lângă Fort Jacob? Vizat din nombre de Dios. Poți angaja capitan pentru navele tale, capitan specializați care chiar se pricep la ceea ce fac. Adică atunci când preiei controlul unei nave, controlul ei fizic este luat, comanda este luată de un om de-al tău. Dacă vrei, un vilă, town hall. La town hall n-am fost încă. A, da, town hall este aici. Dacă vrei ca să ai o navă de ajutor mai bine pregătită, atunci angajezi un capitan. Văd că nu este aici. Te poți duce la guvernator pentru a lua un letter of mark. Am unul, apropo. Poți să atac porturi franceze, spaniole pentru Franța. Așa că hai să mergem iar la mare. Să ne dăm cu barca. Până acum a mers mai bine ca data trecută chestia cu... Wow, ce bătălie masivă acolo. Dar ai pe asta, hai să insistăm pe chestii navale. Să ne băgăm în chestii terestre. Dar este un joc cu pirați. Yar har har. Republic defeated in battle. Smugglery. Smugglery. A intrat... Opsi. Opa, nu, 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 nu. Ce are da. Exact, au schimbat moșneagul care avea comorul Flynn cu ăsta. Bat, și m-au arestat. Jigodile m-au arestat. Jorge, era și același Jorge. N-a trebuit să mai emit voce data asta. Buenas noches, instead. Am și de ce chestia asta. My name is name, bla bla bla, etc. Haide să... Hai... Așa, deschide ușa ca să pot să ies. Bun, am o sabie acum. Hai să-i batem pe ăștia, că sunt nivel destul de mare acum. Față de ce eram atunci, eram nivelul 1. Opei! Eram uitat că te ascunzi drept ușă. Te ascunzi drept ușă ca o pisică aforisită. Na. Crăpat. Asta îți trebuie dacă nu... Dacă te pui cu mine, dacă nu stai unde trebuie. Și crouch și din crouch, nut shot. Dacă am ratat nut shot-ul ăla. Stai, dă-te mai... Ok, Jorge, Jorge, dă-te. Așa. Gardul mură de mine. Ica-bum! Ah, se pregătea să apere. Ok, o cam încasez grav. Foarte, foarte grav. Jorge, nu! Jorge, Dios mios, Jorge, no, no, no te matarate, no te muerte in the dead, don't deadify yourself, deliver zero damage. Așa, deadified. Bine că au păstrat efectul de sânge de la Mountain Blade. În varianta de testare a lui Mountain Blade, dacă loveai pe cineva în cap sau în gât cu o săgeată și trișai puțin și îți dai statistici complet ridicole, țâșnea sânge din gâtul lui până la cer, adică uda skybox-ul și era ceva glorios pe vremea aia. 21 damage. Ai dat și tu un... Așa, ai dat Jorge, bravo. Buenas treabos, Jorge. Și dacă mă amintesc bine, erau doi, unul acolo și unul acolo. Ok, du-te după eu mă duc după ăsta. Ah, era doar unul. Ok, doar unul. Perfect. E, data asta n-am mai crăpat. Da, sunt destul de bun. Cu un Catalyst. What's the catch? An encountering a certain friendship. Mention some brisket he does by its part. François the Legalist, that's how he's called, a man om de foarte mare intelect. Vă dau al urmă de treasure, he rambles about it, e dormit acea comoară. Waiting. Voucher, ah, spune că mi-am luat și nava. Riveting tail, my friend. Ok. Please don't find me a better place to discuss this. Ok, bun. Pomnești că mi-am luat și nava. This camp in the woods. Bun. Nu, nu, nu. Am nava mea întreagă. Nava mea este întreagă. Este ok și încă am prizonieria aia. Ok. Hai să testăm chestiile.
luptele navale. Nu vreau ca să mă bat cu pirații pentru că vreau să mă alătur lor mai încolo, dar cu... Ăștia sunt pionieri? Picar... Ce ne mai sunt picarunii? Ce e un picarun? Că nu cunosc termenul. Ok, o să fie 1 contra 2. Data asta eu o fi în dezavantaj. Nu am încă suficienți oameni ca să umplu toată nava. E ok pentru că nu am cu ce să plătesc. Ok, fregata mea este întreagă. Am Six Straight Frigate. Parcă îi schimbasem numele. Da, îi schimbasem numele anterior la nemuri... Sau, nu, schimbasem numele la una care a vândut-o din greșeală. Da, asta era. Trebuia ca să apară numele Nemuritorul 4. Asta e o glumă pentru că am personajul ăsta cu același nume în ăsta, cum îi spune, Pirates of the Burning Sea. Iar navele sale se numesc Nemuritorul. Nemuritorul 1, 2, 3, 4. Așa până pe la 14 am ajuns. Pentru că toate s-au scufundat. Dar e nava Nemuritorul. Ok, ce nu-mi place? N-ai țintire. Adică nu pot să țintesc eu manual, trebuie să mă bazez pe skill-ul lor. Ceva ce ar avea sens oarecum, adică să mă bazez pe skill-ul echipajului. Ok, acum vezi, s-au lăsat istadaneu acele vele. Dar pentru că nu pot să țintesc eu manual, trebuie ca să... Sper că o să pice unde trebuie ghiulelele. Ok, acum ar trebui ca să fie un ras de foc, dar nu sunt. Ok, ce nu pot să trag? Ok, acum am tras. Și am cam... Nu, n-am ratat. Dar nici am lovit prea tare. Ăștia este în rază, ăla este în rază. Intră și ăsta în rază chiar acum. Ok, l-am lovit. Deci nu este prea mult feedback atunci când lovești. Nu este o explozie la bord. Ok, asta a fost vizibil măcar. Wow, cât mi-a luat! Dar eu am dat boarding, el mi-a dat boarding. Deci mi-a luat... Cu o singură lovitură mi-a luat... Feedback. Nu e suficient feedback și luptele sunt prea rapide. Serios, sunt mult prea rapide luptele. Luptele merg mult prea rapid. Trebuie să fie ceva mai lente, mai savuroase. Nu pac-pac și gata. Wow! Ok. Ok, asta pute. Asta pute grav. Deci nu trebuia să facă spawn ăștia aici. Nu trebuia să facă spawn niciun caz ăștia exact acolo. Asta e o tâmpenie. Nu. Nu așa faci jocul cu abordaje, dacă atunci când sari pe nava inamică, apar automat inamici peste tot în jurul tău, da. Nu. Asta e o tâmpenie și sper să o repare, că... A făcut spawn? Nu! Mă, poate... Mă, la opțiuni... E cumva pe aici opțiunea de a avea număr de corpses, ragdolls, numărul de oameni. Nu am setare pentru numărul de oameni prezenți în luptă. Așa că... Nu e de la mine. Erau doar nesponați. Pentru că nu eram încă pe nava lor. Este o tâmpenie colosală. Partea bună este că... Noi avem mai mulți oameni. Așa că noi o să câștigăm. Ok, acum văd că eu să câștige. Ok, acum se mișcă picioarele la ăștia care se cațele, se urcă acolo sus. Reinforcements have arrived. Pentru cine întăriri? Pentru cine? Ok, asta chiar nu-mi place. Nu-mi place cum au făcut luptele navale. Dacă abordajul, adică dacă fac respawn, dacă apar de unde apar întăririi? În demo, mai țineți minte, când demo era o navă mai mare ca asta, pe care o atacasem, dar erau cam toți acolo. Să nu fie toți pe navă să facă spawn, asta nu are sens. Asta chiar nu funcționează, serios, deci nu. Ori faci navele mai mari, ori reduci numărul de oameni, ori faci altceva, pentru că nu are sens așa. Chiar nu are sens, adică... Urcă unul de-a meu după unul de-a lor. Sigur, eu nu e tocmai suficient de braz încât să știe că poate să se cațăre. Așa că, ok, acum văd că știe. Ok, acum e 20 la 8. 20 la 6. La 5. La 3. Mai este ăla de acolo de sus. S-a urcat un... Nu, uite, nostru ăla. La 3. Aiu este cam varză. Uitați-vă cum...
merg în... Bă, ei vor ca să ajungă aici și asta, nu știu cum. Nu știu că pot să sară pe astea. Este ala acolo sus, mai este un acolo, ok, încă unul. Mai este ala din colț de acolo, cred. Din Crow's Nest. Ai trageți în el odată. Așa, du-te după el, du-te, așa, bravo. Vedem un om deștept. Care a făcut spawn de undeva aleator. Era frumos dacă și pica de acolo. Haide, aruncă-l de acolo. Haide. Yes, victorie, bun. Eu am crăpat, dar este victorios. Așa că următoarea navă o să o... O să o dobo... Wow, cât am luat după ei. Deci... Prietene, asta e... Asta este... Nu e tocmai loot bun, dar este loot mult. Loot mult este ok, este acceptabil și sper că am loc în inventar pentru el. Mai am fix loc în inventar pentru ce am luat de aici. Da, fix loc pentru ce am luat la fix... Nu. N-am loc pentru bucancia aia. Luăm asta. Luăm asta. Chiar nu aveau... Wow, dar puține chestii mai... aveau mit. N-aveau mai nimic la ei. Hai, dăm... O adaug la flotă ca să o vând. Haide. Ok, asta este a mea acum. Unde este cealaltă navă? Hai, întoarce, virează. Virează. E oarecum inteligent că nu poți să virezi dacă ai... The enemy has selected board universal, ok. Command the crew from the stern. Nu o să mă bag fix în fața lor. Eu nu pot să atac pentru că... Pentru că sunt prea rănit. Your troops were unable to win. Cheamă-i înapoi. Atecați încă o dată, disper, dammit, am fost capturați. Dar mai am încă o navă. Mai am încă o navă. Am pierdut piștare, am pierdut de toate. Santiago wins the battle, ca lor. Command the crew from the boarding crew. Da, am cam pierdut și sunt la prizonier, ok. Dammit. Dacă nu era tâmpenia aia, dar face spawn, când sari în capul lor, nu trebuie să facă spawn. Nu, deci nu așa faci un joc de abordaj. Asta e o tâmpenie colosală. Dacă nu era asta, acum nu eram captiv. Dar ce pot spun că îmi place este că ai mai multe navi, ai multe porturi decât în ceva gen... am doar un sailboat amărât. Ceva gen, eu știu, asta cum îi spune, Raven's Cry. Luptele navale... Parcă erau mai reușite la Raven's Cry decât aici. Sunt mult prea simpliste. Nu e feedback de niciun fel în plovituri, nimica. Asta e chiar dezamăgitor. Ca sistem de abordaj, AI-ul e cam varză. Și faptul că fac spawn instantaneu e cam nașpa rău de tot. Dar măcar ca structură, adică economia este mult mai robustă, ai misiuni mult mai interesante, sau măcar mai multe, mai... Este... acel sentiment de a fi un pirat, măcar de a fi un marinar, de a fi în Caraibe, de a avea chestii de făcut, de a putea construi, de a putea clădi ceva. Doar că sistemele individuale sunt cam defecte. Și sper să le repare, pentru că dacă nu le repare o să fie cam dezamăgitor jocul. O să fac un review pe larg luni și plănuiesc ca vinerea viitoare să fac o comparație directă între jocuri. Între Caribbean și între Raven's Cry. Care încă l-am instalat. Să vedem care este dezamăgirea. Nu e complet dezamăgire. Că măcar fiind construit pe sistemul lui în esență peste Mountain Blade, are câteva chestii ok în el. Dar nu e tocmai pe cât de bun speram să fie. Tocmai din cauza acelui spawn. Dacă vor repara măcar acel spawn, o să fiu mai ok cu jocul, dar... Măcar nu se învârt, inamicii măcar nu se învârt. Deci din start e mai bun care e, vom scrie că nu se învârt inamicii. Asta a fost pentru acest demo. Vă revin data viitoare ori cu Homeworld, pe care l-am luat săptămâna și nu l-am jucat deloc, ori cu varianta finală a lui Death Trap, despre care aproape că uitasem că a apărut. Ce scuze pentru asta.
Asta a fost tot. Până la viitoare, rămâneți cu bine. La revedere și iar har har. Și vă timber and blow the man down and etc. etc. etc.